Bună, dragi prieteni, la Moeciu, într-o mini-vacanță productivă, tragem un Dr. Planet, astăzi despre apă. Și bineînțeles că am venit la Chișătoare. Așa îi spune. Este o cascadă renumită între atracțiile zonei și care aduce mulți constanțeni, am văzut pe aici, aduce vizitatorii să vadă atât vara cât și iarna, cu o ușurință doar de a coborî din mașină, să vadă această Chișătoare, această cascadă fragmentată în mai multe cursuri de apă și care este extrem de interesantă, mai ales iarna, când formează niște formațiuni de gheață foarte, foarte spectaculoase. Spectaculoasă este și vara, spectaculos este tot relieful ăsta, toată această geomorfologie generată de ape, generată de sculptura în roca moale de carbonat de calciu a bucegilor, realizată de apă și, bineînțeles, de dizolvare parțială și resedimentare a sărilor de calciu în partea inferioară, ducând această sculptură activă, continuă a naturii. Apa este un element esențial pentru viață. Știe toată lumea treaba asta. Cu siguranță știți că 70,9% din suprafața Terei este acoperită de apă. După ce se va termina cu gheața în contextul încălzirii climatice, această suprafață va crește cu încă aproximativ 6-7%. Nivelul oceanului crescut cu câteva zeci de metri ca urmare a topirii ghețurilor supraterane. Atenție! Gheața antarctică, prin topire, nu va genera o creștere a nivelului oceanului planetar. Acolo, pur și simplu, volumul de apă dislocuit va fi înlocuit de această gheață, ce are, prin solidificare, apa un volum cu 9% mai mare. Deci nu se întâmplă nimic. Un iceberg, când se topește, nu ridică nivelul oceanului planetar sau nivelul apei sau cubul de gheață din pahar. Ați văzut toți când ați băut un suc. Ei bine, dacă gheața este supraterană, pe culmile montane sau în zona arctică, adică pe continentul arctic, atunci această gheață topită va ajunge să ridice nivelul oceanului planetar, va influența ea, cea nordică, nivelul planetar. Planeta noastră a primit gheață într-o a doua etapă a formării sale, la momentul răcirii și până în momentul răcirii, prin bombardamentele cu meteori, cu asteroizi ce conțin în mare parte gheață, ce conțineau în mare parte gheață, asteroizi, comete în special au multă gheață, formațiunile din afara, din exteriorul sistemului nostru solar, din norul Oort și mai departe, în partea extremă a sistemului solar, există foarte, foarte multă gheață. Practic, n-ar trebui să ne îngrijorăm dacă această gheață ar ajunge pe Terra. Totuși, întâlnirile cu surse de gheață sunt destul de restrânse, inputul de apă pe planeta noastră este destul de redus, se petrece în august, când perseidele nu sunt altceva decât niște fragmente mici de gheață și substanță organică care se aprind în atmosferă și o topesc în parcursul lor de stingere, de nici măcar nu ajung Pământul, dar lasă cele frumoase stele căzătoare din august, pe la jumătatea lunii august, sunt de urmărit. Ei bine, apa odată ajunsă pe Terra și a manifestat teribilele ei calități. Sunt niște calități extrem de importante, foarte importante. Și anume, este o structură între doi hidrogeni și un oxigen. Mai există și alte structuri similare cu ale apei, tot cu această combinație de doi protoni de hidrogen și un atom mai mare de siliciu, un atom mai mare de sulf, care însă nu are aceleași proprietăți cu ale apei. Nu are aceeași fluiditate, nu are caracterul amfoter, ce generează o stare de echilibru electric în care doi electroni ai oxigenului sunt
eliberați, sunt liberi și sunt capabili să facă legături ușoare cu alți protoni din aceeași tip de moleculă. Și nu numai, și nu neapărat. Generând un caracter cumva electric important, încărcat electric al apei, ceea ce generează capacitatea de a servi ca mediu de dizolvare, a fi solvent. În apă se dizolvă marea majoritate a sărurilor care intră și stau într-un astfel de echilibru cu cei doi electroni liberi disponibili ai hidrogenului, ai oxigenului și, bineînțeles, cu restul de sarcină a hidrogenului, care și asta contează, generând o stare de echilibru care dizolvă sarea respectivă în apă la modul simplu chimic spus. Respectiv, se stă într-o stare de plutire, de echilibru. Diversele molecule stau într-o această stare în masa apei. Apa are, din această perspectivă, o calitate teribilă și care a generat apariția vieții și susține în acest fel viața. Susține în acest fel viața din cauza că apa are calitatea de a dizolva, calitatea de a ține în echilibru diverse molecule și, bineînțeles, acest echilibru are o anumită stabilitate în condiții de temperatură și presiune. Iar această stabilitate este un alt factor, un alt element ce asigură viața, stabilitatea fiind, cum spuneam, foarte importantă, stabilitatea moleculară. Apoi apa are o calitate interesantă pe care am menționat-o anterior, respectiv la solidificare îi crește volumul cu 9%. Este extrem de important, fiindcă lacurile care îngheață la temperaturii de sub 0 grade îngheață și lacurile își exprimă gheața la suprafață, ce se dezvoltă și se comportă ca o pătură, permițând păstrarea biotei, vieții, într-o apă fluidă, la temperaturi scăzute, dar fără să se solidifice. În felul acesta, apa are o a doua capacitate importantă de menținere a vieții, dincolo de acea stabilitate moleculară și această particularitate la îngheț. Unică. Apa are o prezență lichidă, în momentul ăsta tună, s-ar putea să ne și plouă, să fie interesant. Apa asta are o stare lichidă la presiunea de o atmosferă în intervalul 0 grade 100 de grade. La presiuni mai mici, intervalul lichid al apei scade. Scade progresiv. De exemplu, pe Everest nu poți să fierbi un ou, din cauza că pe la 70 de grade apa se vaporizează. Cu fiecare 274 de metri de la nivelul mării, temperatura de fierbere a apei scade cu 1 grad. Ceea ce face, de exemplu, ca o mâncare făcută de ardeleni undeva la munte, sau nu neapărat, de munteni, da? O mâncare făcută de munteni la 1400 de metri, să aibă nevoie de încă un sfert, o pătrime, din timpul de fierbere mai adăugat, ca să iasă cu același gust cu cea de la nivelul mării. Sau, bineînțeles, fizicienii au rezolvat problema asta, inginerii de asemenea, cu o oală sub presiune. O oală care realizează o presiune tot mai mare, 1,2-3 atmosfere, presiune care ajută ca fierberea să urce, fiindcă pe măsură ce crește presiunea, temperatura de fierbere crește. De fapt, apa este capabilă să înghețe la presiuni mai mari mai târziu, adică să stea la minus 10, minus 20 de grade în formă fluidă, dacă presiunea este foarte mare, și dovada e reprezentată de lacurile subantarctice și subarctice, subghețari, sub efectul presiunii acestora, greutății acestora, se formează lacuri subglaciare. Ei bine, din cauza presiunii, tot așa, la presiuni mai ridicate, punctul de fierbere e mai mare, mai ridicat. În consecință, apa este lichidă la o atmosferă între 0 și 100 de grade, dar dacă presiunea este mai mare, este lichidă într-un ecart mai mare, presiunea este mai mică într-un ecart mai mic. Deci, practic, apa are
forma, starea ei lichidă depinde de, de presiune. La presiune, această formă lichidă se mă și comprimă. Firește că puțin, foarte puțin, la 400 de metri sunt 40 de atmosfere și acolo comprimarea este doar cu 1 și ceva la sută. Adică foarte, foarte puțin. Totuși, este un lichid comprimabil. Și asta este folosit în tot felul de, de activități și gospodărești, și mai puțin gospodărești, inginerești, acest comportament al apei, al lichidului, ca și multe alte lichide, de a se comprima la presiune. Nu ca gazele, dar totuși se comprimă. Până și solidele se comprimă la presiune, dar într-o proporție mult, mult mai mică. Apa are conductivitate electrică. Este extrem de important acest lucru, fiindcă pe această conductivitate electrică se menține și se păstrează și se stimulează metabolismul celular. Fără această conductivitate electrică, nu am avea funcționarea membranelor celulare. Nu ar funcționa. Deci, iarăși, câteodată stai și te gândești, parcă apa asta a fost creată pentru noi. Și pățim exact ce pățește bobul de, de orez ajuns între sânii miresei. Se miră cum de a ajuns el acolo, ne uitându-se la câte boabe de orez sunt prin jur, pe jos, aruncate. În consecință, și noi ne putem uita la câte planete nehabitabile, care n-au apă, sau care au apă înghețată, sau care au apă ascultă, care au gaz carbonic, care au o mulțime de alte condiții fizice și care nu au apă în formă lichidă. Și nu ne mai mirăm atunci de, de norocul nostru, sau poate ne bucurăm de el, dar nu ne mai mirăm când îl vedem într-un context mai larg. Un context mai larg, un context al universului sau al spațiului, fiindcă este interesant să-l numești spațiu, întrucât densitatea universului este similară cu o zonă de vacuum în care sunt fire de nisip, iar distanța între aceste fire de nisip este distanța între orașe, între un fir de nisip și altul. Cam atât este de rarefiat universul, ca să vă dați seama de un ordin de mărime. Și de aia numim spațiu, că e mai mult spațiu. Ei bine, apa are un alt comportament interesant și este vorba de faptul că această poziționare a moleculelor, această relaționare strânsă și slabă, strânsă în cadrul moleculei și slabă cu celelalte molecule din jur, face ca apa să fie tot timpul într-un tremur, tot timpul într-un dans. Nu ne vine să nu ne imaginăm, dar poate că ne ajută știința să ne facem un desen mental vis-a-vis de aceste molecule de apă care tremură în continuu. Și ele tremură și tremură și tremură tot mai mult pe măsură ce crește temperatura. Când crește temperatura, aceste solide, lichide, tremură și prin această mișcare generează căldură. Acest tremur generează și emană căldura. Căldura care o primește și o dă mai departe. Molecula tremurând sau moleculele între ele tremurând. Tremură la fierbere. Vedem că la fierbere ies bule de gaz. Fiindcă apa permite și solvirea gazelor, adică dizolvarea unor gaze. Fără această capacitate, nu ar fi fost posibilă viața acvatică și viața în general, fiindcă în apă a apărut. Întrucât oxigenul nu ar fi ajuns în apă și păstrat în apă, disponibilizat pentru viețile acvatice, din simplu motiv că nu ar putea să stea acolo. Ei bine, spre 100 de grade, gazele solvite dispar. Înainte de momentul fierberii și vaporizării apei, toate gazele solvite pleacă, dispar. Și dacă ne uităm la un vas care fierbe, vedem așa cum se formează pe fundul vasului bule de aer, care nu sunt decât gazele solvite, ce se agregă în bule și ies la suprafață, fiindcă pe măsură ce temperatura crește, gazele solvite sunt tot mai puține. Într-un acvariu, de exemplu, dacă avem o temperatură ridicată, o temperatură mare, mai mare, ca de exemplu niște pești termofili,
gazele solvite sunt mai puține, mai puține. Și în consecință trebuie să ajutăm. Să ajutăm cu o sursă de aer, o diuză cât pulverizează aer în apă. Sau prin curent, ca să se schimbe tot timpul apa la suprafață cu cel 21% oxigen din aer. Fiindcă în apă oxigenul se consumă, dispare și trebuie să fie circulată ca să ajungă în contact cu oxigen. Dar apa, dacă are temperatură mai scăzută, gazele solvite sunt mai numeroase și din acest motiv, de exemplu, peștii oxifili, ce iubesc oxigenul, caută apele reci de la munte, cum este păstră, volostrița și alte specii care iubesc apa rece, iubesc de fapt și gazele și sunt dependente de acestea. La fel în mări și oceane, în zonele reci și nutritive, se permit încărcături mari de pește, fiindcă acolo există foarte multe și pește și nevertebrate, fiindcă acolo există foarte multe gaze solvite, o cantitate mai mare de gaze solvite și în consecință mai mult oxigen. Iată încă un avantaj. Apoi, și asta trebuie să fie știut de către acvariști, mai ales cei care cresc pești tropicali, că trebuie să vină cu un ajutor de gaze. Dar dacă din potriva ai pești criofili, ce trăiesc în ape mai reci, cum sunt cărășeii sau cum sunt crapicoi și mulți alții, nu ai atâta mare nevoie de oxigen, întrucât el este suficient de mult în apa de temperatură mai scăzută. Apa, la nivel planetar, este, să spunem așa, ascunsă cu sare 97%. Adică doar 3% din apă la nivel mondial este apă nesărată pe care o numim dulce. N-am găsit o altă soluție. Nici americanii n-au fost mai buni decât noi. Au numit-o fresh. Nu totdeauna este proaspătă, dar măcar n-au spus că e dulce. Nici unii, nici alții n-am nimerit-o și n-am putut să-i spunem apă nesărată. Poate că am putea să zicem plată, dar nici plată nu e, fiindcă are câteva săruri dizolvate și ea în compoziție. Și mă refer în special la carbonat. Apa de munte are foarte mult carbonat. Apa de munte are mult carbonat. Dacă vrei să faci un acvariu la munte și cu apă de aici, mai ales din Bucegi, cu mult carbonat, nu se simt bine peștii. Dacă te duci în Constanța, apare foarte mult carbonat din cauza că provine din roca de adâncime, care are o origine biotică, fosiliferă, și are de asemenea mult carbonat, este vorba de o apă dură. Și această apă foarte dură, cu mult carbonat, este o apă care nu favorizează dezvoltarea peștilor, nici a plantelor de acvariu, întrucât ei se bucură de o apă moale, o apă săracă în săruri, aproape diluată, fiindcă peștii s-au învățat să se simtă bine și să se reproducă și să crească în ape după ploaie, în ape ușor acide și sărace în săruri. Apa de ploaie este aproape distilată, neavând săruri solvite în masa ei, dar având gaze solvite, și mă refer la gazul carbonic în special, și din acest motiv au carbonat de calciu dizolvat și pe lângă acesta au și acid carbonic dizolvat și au din acest motiv un pH ușor acid. Un pH scăzut uneori sub 7, ceea ce este foarte, foarte bun pentru tot ce înseamnă plante, tot ce înseamnă animale acvatice, nu numai pești, dar și alte animale acvatice se bucură de această aciditate ușoară a apei. Apa are din această capacitate de solvire are și un, să spunem, dezavantaj. În sensul că adună foarte ușor poluanții. Deci dacă apa este extrem de importantă ca hidratare, trebuie să știm că tot ceea ce înseamnă apă și tot ce înseamnă produse ce conțin apă, pot conține și poluanți. Din acest motiv trebuie să fim atenți de unde ne hidratăm. Poluanții pot veni cu apele curgătoare, pot veni cu ploile care spală aerul, poluanții pot să se acumuleze în apele stagnante și mai departe în mări și oceane. Marea are, sau oceanele și mările au capacitatea de a acumula și poluanți organici. Poluanți organici importanți ce au fie origine petrolieră, fie origine antropică umană, generată de plastice. Plasticele astea se fragmentează la microplastice și nanoplastice în continuu în ape și constituie la ora actuală cea mai mare amenințare pentru tot ceea ce înseamnă
viață, atât viața noastră, cât și viața animalelor și plantelor oceanice, întrucât au un efect teribil, mare parte necunoscut, dar ceea ce este cunoscut este îngrijorător. Mările și oceanele sunt supuse acestei poluări, sunt supuse acestei superexploatări și, de asemenea, apa se comportă cumva ca un tampon în două direcții. Atât în ceea ce privește temperatura, având o căldură latentă, este capabilă să absoarbă excesul de căldură pe care să-l gestioneze și să-l emită ulterior, ceea ce este foarte interesant. Însă apa este capabilă să absoarbă și excesul de bioxid de carbon pe care îl face acid carbonic, se acidifiază și se comportă ca un tampon în ceea ce privește gazul carbonic. Iată, încă un element de tampon. Problema este că la un moment dat aceste capacități ale apei pot să fie depășite. Apa să ajungă la temperaturi prea ridicate, la nivelurile ale pH-ului prea scăzute, adică devine prea acidă și nu mai este favorabilă biotei așa cum o știm noi. Firește că nu vor dispărea toate vietățile din această apă. Vor dispărea însă peștii, vor dispărea coralii, coralii vor fi dizolvați de aciditate. Coralii vor fi dizolvați și nu vor avea oxigen suficient din apele acide și din apele prea calde. Toate astea aceste vietăți vor suferi. Vor fi favorizate bacteriile, vor fi favorizate moluște, vom avea o apă cu, în cel mai bun caz, în cel mai pus caz cu calmar, dar mai probabil cu meduze. Din această perspectivă trebuie să ne gândim că printr-un pescuit excesiv producem un dezechilibru. Printr-o producere excesivă de bioxid de carbon producem un alt dezechilibru. Aceste dezechilibre sunt preluate de apă, sunt cumva tamponate până la un punct de apă, dar acesta deja pe anumite zone ale terei a început să fie depășit și să apară așa numitele ape anoxice. Ape care nu pot ține oxigenul, care nu pot ține viața complexă, care pot să ține numai viața primitivă, primară, și asta nu e în regulă. Asta știm cu toții că nu este în regulă și trebuie să ne gândim mai bine și să ne stabilim un recul în acțiunea de cucerire, de călărire a mediului, de a ne urca cu picioarele peste orice, de a ne înmulți în exces și a ne bucura de tot ceea ce înseamnă natura în splendoarea și diversitatea ei, călcând pe ea, omorând această diversitate, reducând-o la speciile care fie ne convin, fie noi lor le convenim prin activitățile noastre. Și mă refer la ciori, mă refer la pescăruși, mă refer la vrăbii, porumbei și alte câteva animale, vulpi, șacali, care profită de existența noastră și se bucură. Însă șoareci, însă cu efectul asupra celorlalte, efectul negativ asupra celorlalte și efectul de restrângere totală a biotei. A fost o emisiune Dr. Planet despre apă, lângă o cascadă care, așa se numește ea, La Chișătoare sau Chișătoare. A fost un bonom, un simpatic moecianu care a botezat-o așa. Bravo lui, a produs o imagine interesantă și care a mers mai departe. Astăzi te ducem într-o zonă despre care sigur ai auzit, dar care are ceva în plus, comuna Moieciu din județul Brașov. Locația este așezată pe drumul către cheile Grădiștei și perspectiva este dublă, Piatra Craiului pe o parte, Bucegii pe altă parte. Aproape toate camerele au balcon, ceea ce permite clientului să poată să
E aer și când nu este în spațiu comun sau nu, când nu este afară, când este în intimitatea lui. Râul Turcu, afluent al râului Bârsa, trece prin spatele proprietății și se adaugă la liniștea și confortul pe care îl oferim. Preparatele sunt atât tradiționale cât și internaționale. Acum depinde de ce vin clienții aici în locația noastră. Dacă vin doar să se relaxeze și să respire un aer curat, să se odihnească, atunci preferă preparatele tradiționale, să simtă că sunt la munte. Dacă vin să-și facă un eveniment, fie el privat sau corporate. Cerințele sunt puțin mai variate și lucrăm pe preparate, pot să spun eu, deosebite pentru această zonă, bucătarul locației putând să dezvolte ceea ce el își dorește mai mult, niște preparate făcute cu atenție și pentru toate gusturile culinare. Dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut, dacă v-am convins prin vorbe, sper să ne fiți clienți și la sfârșit să devenim prieteni. De la Chisătoare a fost Dr. Planet pentru voi.